Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu. În acest video aș vrea să arăt cum se face instalarea programului Podis, pentru că foarte mulți din cei care cumpără interfețe VAS de la mine au dificultăți la instalare și vin cu întrebări. Deci celor care cumpără interfața de la mine, eu le pun la dispoziție un link de OneDrive de unde pot downloada aceste fișiere, acest kit de instalare. Dacă aveți nevoie de kitul de instalare, îmi puteți lăsa un coment în secțiunea de comentarii de la video și o să vă dau și vouă linkul. Bun, și eu o să fac instalarea pe un Windows 7 pe 32 de biți. Pentru interfața VAS 5054 este necesar să utilizeze Windows 7. Bun, și începem pașii din acest fișier README, da? Începem cu instalarea update-urilor de Windows. Vedem că avem update-uri pentru x64, adică Windows pe 64 de biți, sau x86, adică Windows pe 32 de biți. Eu, având Windows pe 32 de biți, o să trec prin cele pe 32 de biți. Cum eu am făcut toate update-urile la Windows, îmi spune că deja am instalat acest update, deci nu se va mai instala, dar trebuie să treceți prin ele ca să fiți siguri că aveți update-urile instalate. Mă aștept ca și la asta să-mi spun același lucru sau să. Da, și ăsta este instalat. Și în cazul ăsta trec mai departe. Revenim aici și zice să instalăm Ovboard Diag Setup. Dublu clic și pornește instalarea. Unde o să fie secvențe din astea care durează mai mult, o să tai din editare și o să fac lucrurile să meargă mai repede ca să scurtez un pic video. Bun, și ne întreabă în ce limbă vrem să instalăm. Da, deci avem mai multe variante. Eu o să aleg English Great Britain. Okay. Da, deci pentru interfața VAS 5054 rămâne selectat Standard PC Slash Notebook. Lăsăm selectat VAS 5054 și dăm Next aici. Ne trebuie să îi dăm licența. Licența care se află în acest folder. Da, deci licența era în folderul 03. Așteptăm să termine această instalare. Aici BFM always trust software for from Softing AG și install. Bun, și s-a instalat.
Mai departe, la pasul 3, ni se spune că, ia să vedem dacă pot face acest text mai mare, să fie mai vizibil. Bun, deci la pasul 3 avem așa. Yes. Totul mai clar. Bun, deci licența este necesară pentru instalare. Selectăm License Dat din directorul Launcher License Plus Plugins și după instalare copiem Offboard Deag Launcher into the Installation Directory. Deci o să copiem de aici, din acest folder, copiem acest program în directorul unde s-a instalat, adică facem așa. Dăm clic dreapta pe iconița de pe desktop, Properties și aici dăm Open File Location. Se deschide Explorer-ul exact în locul unde este instalat programul și dăm Paste la Offboard Deag Launcher și dăm Copy and Replace ca să înlocuim ce era deja în directorul ăsta cu ceea ce am copiat noi de aici. Da? Bun. De asemenea, în acest director numit Plugins avem un fișier pe care tot așa îl copiem și ne ducem încă o dată aici și în directorul Plugins. Da? Iarăși copy și replace. Bun. Mai departe, trecem la pasul 4, adică mergem în directorul patch și avem niște executabile. Prima dată o să rulez pe acesta, sincer nu știu sigur, eu am avut rezultate bune cu ăsta, dar o să fac așa, prima dată rulez pe ăsta pentru 32 de biți. Și asta e tot. Dacă ați fi avut Windows pe 64 de biți, rulați asta. După care o să intru în această arhivă și de aici o să rulez iarăși patch-ul pe 32 de biți. Vedeți aici că parola pentru arhivă este Afrodita. Deci dacă dau dublu clic aici, o să înceară parolă și parola e Afrodita, cu litere mici. Mi-a dat o eroare pentru că mi-l detectează antivirusul. O să dezactivez antivirusul și o să rulez din nou. O să rulez din nou. Bun, deci am instalat și patch-ul de la 4, pasul 4. Și acum, în fine, aici zice să extrageți ceva. Doar că nu mai aveți nimic de extras, pentru că eu am extras deja și când downloadați, o să downloadați deja descărcat, deja extras ceea ce trebuia extras din niște arhive. Deci, următorul pas este să pornim acest program, dar aș vrea să îl pun să pornească ca administrator de fiecare dată. Da, deci ăsta trebuie să ruleze ca administrator. Eu deja am setat ca de fiecare dată când dau dublu clic să ruleze ca administrator. Bun, și rulăm Odis Service. Și el o să-și updateze baza de date cu informațiile din de aici, din folderul 05 post setup. Da? Deci aici când mă întreabă de unde să-și ia datele, o să dăm select local directory
Și mergeți acolo unde v-ați descărcat programul și alegeți directorul acesta numit 05 post setup, da? Ok. Dăm click pe săgețica asta către dreapta. Și el acum o să-și updateze baza de date. Doar că asta va dura foarte mult, eu o să-l las să meargă, numai că în videoul pe care îl voi uploada pe YouTube o să decupez foarte mult din el sau o să-i dau să meargă, nu știu, de 10 ori mai repede decât în timp real, ca să nu se lungească video în mod inutil. Ok, deci se pare că în sfârșit, după 54 de minute de când am început instalarea, s-a importat și baza asta de date. Probabil baza de date a durat 45 de minute. Eu o să dau un restart mai târziu. Nu știu dacă acum pornește, dar o să încerc să pornesc aplicația, să vedem ce zice. Hai să vedem. Da, deci trebuie să restartez calculatorul. Bun, o să dau un restart și o să revin după aceea. Ok, deci am revenit după restart și acum să vedem dacă merge. Odyssey Service 516. Nu o să am interfață de test, facem doar proba să vedem că se deschide. Poate cu altă ocazie vă arăt și cum se adaugă interfața. Deci încearcă să ne deschidă un fișier de release notes, nu ne interesează, e un PDF. Trebuie să dăm scroll aici ca să se activeze butonul OK. Da, și practic asta e, interfața merge, dacă am, interfața, programul merge. Dacă am fi avut o interfață conectată și la mașină și contactul pus, n-am mai fi avut semnele astea de întrebare pe aici. Da, și cam asta ar fi. Ca să adaugi interfața conectată la mașină, astfel încât ea să fie alimentată. Da? Bluetooth-ul pornit la laptop și se dă aici click pe Add. Deci am deschis de la această iconiță programelul. Da? Dai click pe Add și zice, ca să continui, asigură-te că interfața este alimentată, este aproape de laptop, adică suntem în range-ul semnalului Bluetooth și că adaptorul Bluetooth de pe laptop e pornit. Și dăm OK și el se apucă să caute device-uri pe Bluetooth. Da, și o să apară aici interfața VAS 5054 și în momentul acela poate fi adăugată. Da, deci cam aceștia sunt pașii instalării. Durează foarte mult, într-adevăr, importul bazei de date, dar se face o singură dată și asta e. După aceea nu mai e nevoie. Bun, deci sper că e destul de clar și că v-a fost de folos. Dacă sunt întrebări, lăsați-le în secțiunea de comentarii, în măsura în care știu o să încerc să răspund. Eu nu mă ocup de diagnoză auto, nu o să mă pricep la întrebări de mecanică și așa ceva, deci vă răspund la întrebări legate de instalarea programului, în măsura în care știu. Da? Bun. Cam asta este tot. Vă mulțumesc pentru vizionare. Zi bună!